Cercetătorii au descoperit că un anumit tip de ceai crește nivelul de căldură din organism prin arderea grăsimilor, chiar și în timp ce ne odihnim peste noapte. Informație prizată cu nesat de către persoanele care vor să treacă testul costumului de baie odată cu venirea verii. Este știut faptul că ceaiul este un suplinitor natural și de nădejde în arderea grăsimilor. Conținutul de teină și cofeină îl face un prieten al reglării metabolismului. Dar detaliul că poate ajuta la slăbit în timp ce dormim este un element surprinzător. Tocmai asta a descoperit un studiu potrivit căruia consumul unui anumit tip de ceai poate ajuta la arderea grăsimilor, indiferent de nivelul de activitate fizică și de dietă. Acesta este ceaiul Oolong, care din punct de vedere al oxidării și al aromei este între ceiul verde și cel negru. Este produs printr-o metodă unică ce presupune ofilirea plantei sub soarele puternic și oxidarea ei înainte de a se undula și de a se răsuci. Ca și alte ceaiuri, ceaiul Oolong conține și vitamine, minerale și antioxidanți utili. Cel mai important, cercetătorii au descoperit că acest ceai are un efect termogenic, adică el crește producția de căldură în organism prin arderea grăsimilor. Deoarece cofeina afectează somnul, pierderea somnului poate duce la rândul său la afectarea metabolismului. Așadar, cercetătorii au vrut să examineze calitatea somnului participanților în timpul experimentului, constatând că, în ciuda reputației cofeinei, nu există nicio diferență în tiparele de somn ale grupului de testare sau ale grupului placebo. Prin urmare, echipa crede că abia o ceașcă de ceai Oolong nu ar trebui să ne țină treji toată noaptea, dar ne-ar putea ajuta să ardem mai multe calorii, relatează mediafax.ro.